G2A, jocuri ieftine! Bă! Bă, Carlos, dar te-ai mai îngrășat de ultima dată când te-am văzut. Ai crezut că nu-mi dau seama cu hanoracul ăsta larg pe tine, dar se observă, să știi. Ai față de șaorma de la Dristor, Carlos. Glumesc. Mă, chiar mult. Glumesc, Carlos. Bă, ți-ai luat Tesla, mă? Nu e a mea. Cred că e a lui domnul. Ia mă. Da, domnule, e a mea. Vrei o tură? Cu Tesla? Hai mă, bă, urcă-te, Carlos. Tu și cât costă? Bă, tu și cât costă Tesla Feeling, frate? E scumpă, să ne plimbă pe gratis. Ia să vedem. Ia țineți, vă iau. Da. Știi cât costă? Cât e? Carlos, vezi mai că... Mai puțin de un sfert din mașina mea. A, da? Păi da, Carlos, da. Vreți să conduceți, să vedeți aici? Puterea adevărată? Da. Mă, da, fuge, nu zic, nu, și nici nu-i se aude motorul, se aude numai un... Știu. Mă, Carlos, dar tu... Că dacă e electrică. Tu de ce stai cu jumătate de cap afară din mașină? Nu știu. O fi prea înalt. E prea înalt, prea înalt, Carlos, și iese cu cap afară. Oh my god. Poți să o conduc și eu? Hai că o duc înapoi la spawn. Da. I-am promis lui Carlos că facem o cursă, știi? Scoate el cea mai rapidă mașină. Și o scot și eu pe a mea și o să-l bat la cursă. Și dacă îl bat, nu știu exact, n-am pus încă pariu pe nimic, știi? Dar... Așa, ok. Păi, nu contează acum. A, pe acolo... trebuia să fac dreapta acolo. Dar e puțin cam înalt. Noroc că am plafonul din sticlă și pot să-l dau mai jos. Da, e înăltuț așa, știi? Dar are o formă ok, e frumoasă. Dacă eu aveam... Ce, mașina sau Carlos? Mașina, normal. Stai mă, că eu am cu mile pe oră. Cum schimbam în kilometri pe oră? Caps lock. Așa, ia uite, că mi se părea mie că numărul ăla era cam puțin. Numărul era cam puțin? Ok, ai auzit noua chestie de care râd oamenii de mine, Carlos? Am zis să opriți ferestrele în loc să le închideți și acum lumea râde de mine pe faza asta. Se mai întâmplă, frate. Dacă vreți, pot să vă las două. A, nu, mașina. Că trebuie să scoatem două acum, că facem cursă cu ele. Dar mersi mult, mersi. A, am înțeles. Băi, mișto, dacă bagă Roadster-ul, frate, pe GTA și noua mașina aia de la Tesla. O vreau pe aia, că aia e super rapidă. Păi sunt multe Tesla, dacă vrei să vezi. E asta și mai este încă una, Model X. A, Model X-ul, nu? Eu zic de Roadster-ul, de mașina aia de curse. Bă, da, acum eu nu mai știu ce mașină e cea mai rapidă de aici. Am i8-ul ăla care știu că era foarte rapid și am un Ford Mustang. Și mai am Mercedes-Benz-ul ăla. Tu îți scoți Panamera-ul ăla pe care l-ai avut data trecută, care e tot roz? Mă rog, a meu e mov. Da. I8-ul meu e mov. Stai să-l fac curcubeu. Așa, VIP Rainbow Car. Așa, deci. Mă rog, ăsta nu e chiar curcubeu. Își schimbă culorile și dar tot e frumos. Bă, pune pe aeroport checkpoint-ul. Am pus. La care din intrări? Că sunt două. Deci cum te uiți spre aeroport? Ce intrare pui? Aia din stânga sau din dreapta? Nici nu știu care e pe la părțile apă. Da, mă, dar două care arată fix la fel. Și una e prin stânga și una e prin dreapta, cum ar veni când te uiți la ele. Care o fi? Tot aia e. Că aia din dreapta. Nu mă înțeleg, frate, Carlos, nu știe intrările de la aeroport. Ok, cred că uite pe aici o intrare. Așa. Bun, hai că am pus, să sperăm că reușim să ajungem acolo. Hai că vin după tine, că cred că avem pus checkpoint-ul în același loc, știi? Hai, calco, Carlos, calco, pentru că mașina mea nu are frâne și dacă poate ai... O rup, poate. Păi nu o strica înainte de cursă. Da, deci frate, i8-ul ăsta este foarte rapid și când vine vorba de frână, zici că are frână de Dacia 1310 care e pe tambur, frate. Păi bă, Carlos a făcut accident. Ar trebui să aibă Brembo-uri de alea de ceramică răcite cu lacrimi de... delfini sau ce? Oh my god, asta e oribil. Ce ai făcut, mă, Carlos? La crim de tel. M-a călcat ea pe mine. Ah, ok, da. Se mai întâmplă și eu mai pățesc. Hai, mergi că te lovezi din greșeală. Lacrimi de delfini. Carlos, știi cumva dacă delfinii poate să plângă? Nu cred că mă mai aude, că a plecat repede cu mașina. Bă, dar ce fuge a lui? Bă, dar nu... Uh-oh. Nu mi-aduc aminte ca... Porsche-ului să fugă atât de tare și nu mi-aduc aminte ca
Ioptul meu să fie atât de încet. Eu știam că prinde 300 așa în câteva milisecunde. Exact asta am vrut să fac, oameni buni. A fost calculat, oh, Doamne. E ok, doar mi-am scuturat un pic capul și sunt ok. Ignorați faptul de... waste. Fii rar, trebuie să mă urc în cealaltă parte. Ignorați faptul că mașina mi-a venit peste cap și m-a izbit de stâlpul ăla, da. Ok, intrarea la aeroport este... trebuie să mă... oh my god, trebuie să mă întorc pe bune. Știi ce? Nici măcar nu mă mai urc acolo și sus. Îmi dau seama pe aici eu cum ar trebui să merg să ajung la aeroport. Ah, uite-l, mă! Bă, dar tu ai intrat în aeroport? Am crezut că ești la intrare. Am stat ca bou două minute așteptându-te, firar, să fie Carlos. Tu te jucai... eu bă! Te-am așteptat și acolo. Vino încoace, vino încoace, vino încoace. Putem să furăm elicopterul? Ce să facem? Să-l șutim, să-l împrumutăm pe o perioadă nedeterminată. Nu mai bine facem cursa. Da, ce da, da, da. Bă, hai că facem cursa, dar trebuie să-l furăm după. Adică ăla nu cred că îl găsește acolo tot timpul. Stai așa să mă pun fix lângă a ta. Cred că e ok, nu? Dai tu startul sau dau eu? Da. Stai așa că nu, era cam strâmbă. Ok. Bun, fii atent cum facem. Ținem space-ul apăsat, W-ul, și la... da. O să fie ceva gen 3, 2, 1 și start, știi? Adică 3, 2, 1, start. Și la start ai dat drumul la space și fugim, da? Ai nos la a ta? Nu. Atunci înseamnă că nici eu nu o să bag. Bun. Așa. 3, 2, 1, start. Am zis start și am... Doamne, Iisuse Hristoase, Carlos! Ar trebui să frânez. E clar că am câștigat, ar trebui să frânez. Oh. Bă, ai pus frână și ai intrat fix în mine, Carlos. Bă, da, ai rămas cam în urmă, ce s-a întâmplat? Păi, cred că iar ai făcut tu ceva pe la butoane pe acolo. Eu nu i-am făcut nimic, mă, la mașină, deci i8-ul ăsta este super rapid, frate. I8-ul ăsta este... vino cu acela la elicopter, frate, vino la elicopter. Bă, oricum ai pierdut, deci practic... nu! Carlos? A venit cineva cu Rolls-ul. Carlos, deci asta nu e adevărat, Carlos. Eu chiar mă gândeam că ar trebui să furăm elicopterul și tu ai zis că hai să facem cursa prima dată. Ne-au furat elicopterul, ești nebun? Sunt lovit. Da, lasă-i, mă, în pace, dar... știi cine îl conduce? Ui. Lasă că vine. Vine, ei zis să ni-l aducă. Ai... Carlos are relații în oraș, dacă mă înțelegi. O să ne dai și pe noi cu elicopterul? Băi, e tot ăla cu Tesla-ul? Dacă vrei să dacă știi să conduceți, da. Bă, e tot tipul cu Tesla-ul. E tot, domnule. Da, de data asta am venit cu Rolls. Am văzut. Păi nu, că noi plănuiam să furăm elicopterul după cursă, da? Și acum când venim, vedem că se ridică elicopterul. Ne-am pus mâinile în cap, am zis că, bă, nu e posibil așa ceva. What the fuck? Hai, urcați-vă că... bă, stai, îmi trebuie numpad pentru ăsta? Da, da, da. Atunci se urce altcineva, că eu am tastatură fără numpad. Eu nu știu să-l pilotez. Bine, hai, ok, hai, bun, atunci rămâi tu la... ce are ăsta, volan? Rămâi la manetă. Nu, manetă. Ia uite ce... Unde mergem? Unde ne duce vântul? Holy fuck. O să stau în first person, că e super mișto dacă stai în first person. Mamă, ce lucru. Hai că pleacă de aici dacă e. Hai că pleacă. Să mergem pe deasupra... wait, nu mai merge? Dă-te jos, dă-i în picior. Dă-i în picior și apoi intri. Da, am văzut că așa funcționează. Hai că i-am dat eu una, ia. Ia fii antenă, că acum se ridică. Oh, Doamne! Hai. Bă, ce... Nu. Eram în first person. Uite, mă, vezi, dacă i-am dat eu cu piciorul, imediat merge. Bun, stai așa să mă pun în first person. S-a dus benzina într-o parte și... Pe da, și l-am... cu piciorul ăla l-am zgâlțuit puțin și a intrat iară cherosenul pe țeavă. Bă, dar ce frumos e să te uiți în first person. Deci chiar zici că ești într-un elicopter și că mergi cu el. Oulu. Mergem pe munte? Hai pe munte, dar mergi pe deasupra orașului, știi? Nu foarte sus, așa, ca să vedem peisajele. Mulțumim, domnul șofer, ești foarte de treabă. Bă, deci e fenomenal, frate. E ceva construcție acolo, că nu mi-aduc aminte de...
Știu că e un macarau undeva, dar văd un macarau, uite acolo. Și aia nu mi-aduc aminte de ea. Ori sunt eu autist și nu mai aduc bine. Nu mai aduc aminte bine. Nu, auzi, nu mai aduc bine. Aminte bine cum arată orașul ăsta. Bă, Carlos, dar ai văzut că era o macara acolo și în dreapta? A fost acolo dintotdeauna? Că nu... Da. Da? Păi și cum de nu m-am urcat niciodată pe ea? Că eu m-am urcat pe macara, dar nu era alta, era una mai mică. Doamne. Bă, da, Vreți să mergem cu o limuzină? Bă, da, se aude un sunet. Care limuzină? Adică limuzină mai exclusivistă decât asta nu există, mă, nu există. Bă, se aude un fel de ten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 
Eu aud. Eu aud. E ca un fel de muzică. Na, da, aud și eu. E de la elicopter sau ce? Online. Nu, nu. Păi... E spooky. Haideți să aterizăm la mine acasă. Au, ai casa acelea pe deal, ca vedetele. Păi, eu ce cu pantaloni ăștia? Am mai teatru. Teatru? Aula, stare, dita mai teatru, elicopter. Cine primă după cu limuzina. Adevărat. Are, mă rog, elicopterul l-a furat, ce e drept. Da, hai că aterizăm. Stai așa să-mi dau seama unde aterizăm. Aterizăm aici. E garaj aici, mi se pare, ca să poată să scoată... A, trântești cel de pământ, e ok, că nu trebuie să-l mai ducem înapoi oricum. Așa. Bun, pac. Bă, da, acum melodia asta văd că mi-a rămas. Aoleu, dar am scos toate mașinile. Aoleu, câte ai acilea. Aoleu. Stai din Mafia Narcos? Dar nu-mi dau seama... Bă, Carlos, dar noi nu cu Mafia Narcos am făcut niște afaceri, că nu mai aduc aminte. No, nu, nu cu Narcos, cu Planul Podcovaru. Ah, ăia ne-au pus după niște chestii, da. Da, dar dacă ar scoate și mașina, ar fi bine. Da, avem noi un Rolls, dacă vrei. Dar nu știu dacă e... Nu, no, că am limul... Ora asta. Eu... Stai că eu nu văd. Hai în spate, hai din spate. A, uite-o, altă treabă. Ori dacă vreți Mercedes. Lasă-o pe asta. Ori Mercedes. Lasă-o pe asta lungă. Mamă. Pe ce aia e tot lungă? Îți dai seama câtă presiune e acolo la mijlocul mașinii? De la atâta greutate? Ia uite cuniac. Ce e, mă? Oh! Cuniac. Bă, Carlos, dar tu ești... Stai așa, Carlos, de ce ești în spate? Eu sunt acilea cu șoferul. Stai să mă duc în spate să văd cum e. Ești în spate. Stai așa. Ai soră ta, Carlos? Da. Da? Băi, dar câți ani are? Ai luat 8 ani în mașină? 2 ani și 5 luni. A, ce drăguț. E născută pe 1 ianuarie. Așa, cadou de început de an? I-a făcut maică ta, da. Mamă, ce mișto! Născută pe 1 ianuarie. Vă țineți bine așa, ne ținem. Cam brutal așa. Bă, dar nu vedem nimic dacă stăm aici în spate, în first person. Bă, dar e frumos, frate, cu LED-uri, cu de-astea. Cred că ai vreo telecomandă pe aici, uite. Vreți să mergem la casino? La casino? Nu, că ne pierdem toți banii, boss. Da. Nu, ne pierdem toți banii și nu e bine. Și nu de alta, dacă mă îmbăt, sparg 50 de milioane și nu e ok. Păi nu știu. Unde să mergem? Spuneți, păi nu știu, hai la spun să ne dăm mari cu mașina. Bine, bine. Sau să mergem să vă arăt bizul meu, dacă vreți, care costă 20 de milioane și l-am câștigat cu un dolar. Ce-ai făcut tu, mă? E, intrați în un oraș frumos și mă plimba. 20 de milioane? M-am plictisit să mă plimb, că aveam mașina pe mult. Ok. Și m-am oprit și eu pe dreapta într-o parcare și mă uitam și eu pe Facebook, pe Instagram, pe dos. Mm-hmm. Și am văzut un anunț că cine găsește afacerea mea de 20 de milioane care produce 9250, eu dau pe un dolar. Și fix care a găsit-o, ăla care a găsit-o, am fost fix eu. Ah, uei, unde suntem? Și e magazin. Ah, suntem la Spon. Bijuterii, dă-le. Păi stai, pune pe hartă unde e business-ul, Carlos. Păi, hai să conduc eu până acolo, că e puțin mai complicat. Mai complicat. Ok. Păi... Opa, să spun tu. Mamă, ce mașină au ăștia aici. Alo, ce faceți în limuzina mea? Alo, afară, domnule.
Așa. Place, domnul, cum arată. Bă, ce e drept, e frumoasă cu galben, cu de-astea lungă. Deci vrei să-mi zici că tu ai luat un business de 20 de milioane pe un dolar? Da. Și îți face bani. Și are diamante în el, încă m-am. Rolex cu dălea, iau. Ăsta e? Uite mă, da, chiar, uite, ia ta. Dălea. Din Louis Vuitton. Louis Vuitton. Uai, ăia au... Ei au diamante și chestii, mă, și bijuterii lui Vuitton? Nu, Swarovski ăia cu bijuteriile, nu? Da, așa am încurcat. Așa. Da. Da. Ia uite, vitrine frumoase cu domnițe îmbrăcate, nu știu ce. Evangelico. Evangelico, ia. Chiar există chestia asta? Sau? Nu e, mă, nu, nu. În real life, nu, nu cred. Ia uite, un diamant, replacing charm, since 1852. Bă, dar ce afacere ai cumpărat tu, mă, de 170 de ani? Sau cât o avea? Nu, este un inel de epocă care costă mai mult de mai mult decât afacerea de 20 de ori. Toam, deci două... N-ai făcut niciun ban azi, apare 0-0 aici. Acolo... Opa, care s-a am căzut pe scaun. Vă să cazi în picioare pe scaun? Oh, ui! Carlos, dar mie nu mi-ai zis de camera asta. Eu te-ai calculator? Urma. Ai o tastatură nașpa. Păi nu e, mă, că unde sunt luminițele și mouse-ul cu tastatură, a? Ui, nu, mouse-ul cu luminițe și tastatura cu luminițe. Mouse-ul cu tastatură, doamne. Păi bate lumina aia, lampa aia. Ia uite ce pungi. Ce? A, da, ia uite ce pungi. Foarte frumos. Bravo, ai pungi frumoase. Ia uite, ai un ficus aici, îmi place, foarte frumos. Bun, păi nu știu, mă, să te țină ce? Afacerea, Carlos, să faci bani cu ea. Că trebuie mașină mai rapidă. Uitați aici, ceasuri Rolex. Ia, da, frumoase. Foarte frumoase. Păi cine vine, mă, să cumpere de acelea, că nu văd pe nimeni. Câte unele mele din China, dar nu mai contează. Bine, mă, acum lumea nu trebuie să știe asta, că după aia nu mai cumpără. Dar ce e aici ascuns? Ce e aici? Droguri? Ce e aici? Aici nici eu nu știu ce e. Dar n-ai cheia să deschizi. Aparent. Din câte se pare, este o vitrină. Da, ce... Vă apare și vouă chestia asta cu dă un leu? Da, am dat un leu, dar nu știu cum. Da, ia uite, domnul, vreți să cerceți chiar venit pe aici la loc. Și că ai aruncat... 300... Dar mie nu merge, am încercat și eu, dar nu merge, nu știu de ce. Cred că din greșeală am dat 333 de dolari unui cerșetor. Carlos, dar la tine... Ce faci, mă? Gata. Ce e, mă, cu poziția aia indecentă? Așa, ce cerșești? Băi, așa, te pui în poziția aia? Ia uite. Uite, s-a întins pe jos, vrei un leu, Carlos? Ia uite. Ți-am dat un dolar chiar, care e egal cu 4 lei. De 4 ori mai mult decât trebuia. A mie nu merge să pun de aia un leu, nene. De ce nu merge? Bă, Carlos, ne-a invitat cineva ce că la o petrecere pe plajă. Am primit acum SMS-ul. Vrei să mergem? Serios? Da, da, nu știu cine e, nu știu. Am mai încercat odată. Am vrei 2 lei, nu mai cer și, mă, nu mai cer și, gata. Păi, ultima oară când am încercat să facem asta, ne-a dat țeapă și am consumat benzină. Păi, hai. Atunci hai că mergem cu mașina mea să nu consumăm. Uite, mi-a mai trimis unul, ci că veniți cât mai repede, avem ceva urgent de vorbit.